Dacă ați studiat procesul verbal la ședința anterioară, în discuție, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, să fie la obținere, nu? Dăm citire proiectelor de ordine de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 5 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru la anul 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunului Județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15 din 2003 a suprafeții de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru un beneficiar din satul Botești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodăria comunei Ungureni, județul Bacău, precum și stabilirea constatarea și sancționarea faptelor care constituie contravenție. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 pentru Comuna Ungureni, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu punctul de ordine de zi de astăzi, cine este pentru? Punctul 1, doamna Cantare. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 5 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile articolului 129 alineatul 1 și alineatul 2, litera B, coroborat cu alineatul 4, litera A, și articolul 196 alineatul 1, litera A, din cultura administrativă, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli numărul 5, după cum urmează. Majorarea veniturilor la indicator 33.08 cu suma de 10.000 de lei. Majorarea veniturilor la indicator 43.34 cu suma de 37.500 cu sume primite de la AJPIS. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 40.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0112. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0117. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 510103, titlul 10.0307. Majorarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 510103, titlul 20.0101. Majorarea cheltuielilor cu suma de 500 de lei la capitolul 510103, titlul 20.0102. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 2.500 de lei la capitolul 510103, titlul 20.0105. Majorarea cheltuielilor cu suma de 2.500 de lei la capitolul 510103, titlul 20.0601. Majorarea cheltuielilor cu suma de 4.000 de lei la capitolul 510103, titlul 20.13. Trecerea cheltuielilor din trimestru 4 în trimestru 3 în suma de 10.000 de lei la capitolul 510103, de la titlul 710130, aferent investiție generată pe sediul primăriei. Majorarea cheltuielilor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 510103, titlul 710130, aferent investiție dotare cabinet medical sediul primăriei. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 5450, titlul 200130. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 6105, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 500 de lei la capitolul 6105, titlul 10.0307. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 21.100 la capitolul 6105, titlul 20.0130. Majorarea cheltuielilor cu suma de 31.600 la capitolul 6105, titlul 20.0530, obiectul de inventar. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 40.000 la capitolul 6105, titlul 710130, aferent investiției dotarea de post de protecție civilă. Majorarea cheltuielilor cu suma de 17.400 la capitolul 6105, titlul 710130, aferent investiției dotare serviciu SVSU. Majorarea cheltuielilor cu suma de 52.000 lei la capitolul 6550, titlul 200130.
Diminuarea cheltuielor cu suma de 25.000 de lei la capitolul 65.50, 20.05.30. Diminuarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 65.50, 71.01.30, aferent investiției grupuri sanitare. Majorarea cheltuielor cu 10.000 de lei la capitolul 66.50.50, modernizarea dispensarului uman. Majorarea cheltuielor cu suma de 50.000 de lei la capitolul 67.50, 20.01.30. Majorarea cheltuielor cu suma de 37.500 de lei la capitolul 68.15.01, capitolul 57.02.01, ajutoare sociale. Diminuarea cheltuierilor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 68.50.50, capitolul 10.01.01. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 68.50.50, capitolul 10.01.17. Diminuarea cheltuielor cu suma de 500 de lei la capitolul 68.50.50, capitolul 10.03.07. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.50, capitolul 20.01.30. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 70.50, titlul 71.030, aferente investiției în sistem monitorizare și siguranță spațiu public. Majorarea cheltuielor cu suma de 22.600 la capitolul 70.50, aferente investiției în ființarea sistem alimentare gaz metal. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.50, aferente investiției stații încărcare pentru vehicule electrice. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.50, aferent investiției toalete ecologice. Majorarea cheltuielor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 74, titlul 20.04. Se modifică aspectul cele menționate mai sus și lista obiectivelor de investiție. Anexa 1, în care este prezentată utilizarea accidentului din anii anterior. Dotare SMS-ul are utilizat o sumă de 17.400, consolidare seismică și inovare termică, școală clasele 1, Botești, 20.000, securitate la incendiu școli, 10.000, înființare sistem alimentar în gaz metan, 42.600, înființare sistem public de canalizare cu nouă grești de timp, 43.500, consolidare seismică și inovare termică, centru multifuncțional din Corel, suma de 10.000, în total, un excedent utilizat din anii precedenți, în valoare de 143.500. Mulțumesc. Discuții pe pentru la acest punct. Să spune la vot cine este pentru. Împotrivă, abținere. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Mureș de Bacău. Primarul comunei Mureș de Bacău, în temeiul dispozițiilor articolului 133 și 136 din ordonanța de Guvernului numărul 57 pe 2019 din codul administrativ, modificările și completările ulterioare propune. Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Ungureni, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 2, care fac parte integrată de prezenta hotărâre, astfel. Înființarea compartimentului relații cu publicul și registratură și înscrierea corectă a denumirii funcției publice de conducere specifice de secretar general al comunei. Modificarea statului de funcții pentru anul 2022 al aparatului de specialitate al primarului comunei Ungureni, județ Bacău, se face cu încadrarea numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate. Mulțumesc. Discuții? Spune la vot cine este pentru? Împotriva opțiunii. Având în vedere prevederile din 500 din 2003 cu privire la atribuirea în folosință grafică a suprafeței de până la 500 metri pătrați teren în vederea construirii unei locuințe pe obligație personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, dosarul depus de către solicitant cu declarația pe propria răspundere că nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe pe raza Comunei Ungureni, propus pe aprobare Consiliul Local, care se va întâlni în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 5.2003 asupra feței de până la 500 de metri pătrați beneficiarului Ludacă Maria Gabriel din satul Bătrân. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Domnul
având în vedere prevederile articolului 224, articolul 24 din OGR numărul 21 din 2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin legea numărul 515 din 2002, articolul 2, alinia 2 din OGR numărul 2 din 2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolelor 129, alinia 2, litera D, alinia 70, litera I, J, K, alinia 14, articolul 139, alinia 1, alinia 2, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propune. Prezenta hotărâre stabilește obligațiile și răspunderile care le vin autorităților publice locale ale Comunei Ungureni, instituțiilor publice, agenților economici, persoanelor juridice și a cetățenilor din Comuna Ungureni pentru buna gospodărire a Comunei, pentru instaurarea unui primat de ordine și curățenie pe teritoriul Comunei Ungureni. Consiliul Local al Comunei asigură buna gospodărire a Comunei și a unui primat de ordine și curățenie pe teritoriul acestuia. Punctul 3. Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul Comunei, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor interne constituie o obligație fundamentală a instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor de pe raza Comunei. Articolul 2. Activitățile edilitar gospodărești reprezintă ansamblul acțiunilor de utilitate și interes local, sunt desfășurate sub organizarea, derularea Consiliul Local și participarea la activitățile edilitar gospodărești constituie o obligație permanentă a Consiliului Local, a primarului, instituțiilor publice, agenților economici, persoanelor juridice și a cetățenilor din comună. Punctul 2. Realizarea acțiunilor de înfăptuire, păstrarea ordinii și curățeniei în interiorul localităților comune și în afara acesteia, efectuarea la timp a activităților gospodăriești și împrumusețarea comunei se hotărăște prin prezenta faptele săvârșite de instituțiile publice. Instituțiile publice, agenții economici, alte persoane de cum și de cetățeni care constituie contravenții în domeniul bunei gospodării a Comunei Ungureni și sancțiunile ce se pot aplica pentru aceasta. Articolul 3. Regulamentul referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Comunei Ungureni de Bacău și stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții. Articolul 4. Cu ducerea la comunii se însărcinează secretarul Comunei, iar cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Ungureni. Discuții? Spre alavă, cine este Pietru? Împotriva, abținându-se. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2022 pentru Comuna Ungureni, județul Bacău. Deci. Mai ați luat proiectul la Diana? Azi, proiectul de anul de anul trebuie să-l primim. Ce faci? Ordonanța din 2004 privind protecția civilă, ordonanța de urgență numărul 21 din 2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, precum și HG 1040 din 2006 pentru aprobarea Planului Național de Asigurare cu Resurse Umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență. Având în vedere referatul de aprobare a primarului, în temeiul prevederilor articolului 129 alinia 7 litera H, ale articolului 139 alinia 1, precum și ale articolului 196 alinia 1, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun aprobarea planului de asigurare cu resurse umane
materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență de pe teritoriul administrativ al Comunei Ungureni pentru anul 2022, potrivit anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Conducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Ungureni în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ungureni. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin secretarul general al Comunei Ungureni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ungureni, compartimentului financiar contabil și serviciului voluntar pentru situații de urgență din cadrul primăriei Ungureni, precum și instituției prefectului județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Mulțumim, domnule. Discuții? Vreau să supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, nu? Mulțumim frumos pentru participare. Mulțumim. 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 Mulțumim